din nou și bine ați revenit la un nou videoclip. Așa cum v-am promis săptămâna trecută, astăzi voi face un tag. În română eu l-am numit autor de la A la Z, dar tagul este luat din nou din afară. Ideea tagului este una foarte simplă, trebuie să luăm autori ale căror nume încep cu fiecare literă alfabetului și să facem o recomandare pentru fiecare literă. O să vorbesc foarte mult despre fiecare carte, deoarece am stat aici până mâine dimineață, însă vreau să vă rog de pe acum ca dacă ați citit cărțile să-mi spuneți și mie ce părere ați avut despre ele și dacă nu, să-mi faceți recomandări pentru fiecare literă. Așadar, să începem. La litera A am ales-o pe Cecilia Ahern, o autoare care mie îmi place foarte mult. Aici am să vă arăt 100 de nume pe care am luat-o când a venit ea în țară și am fost la o întâlnire cu autoarea. A fost foarte, foarte drăguț, tipa are un stil bestial. În caz că nu o recunoașteți după nume, este cea care a scris Pese te iubesc. Este o autoare care scrie niște cărți foarte light, foarte drăguțe și foarte romantice și toate cărțile ei se pot găsi la editura All. Pentru litera B am ales o autoare pe care încă nu am citit-o, dar care se regăsește pe lista mea de cărți și autori pe care vreau să le citesc. Este vorba despre Alexandra Bracken, cea care a scris seria The Darkest Minds. Am văzut că această serie a fost foarte hype-uită pe BookTube și sună foarte bine. Este genul de carte distopică, dar care îmi place. Așa cum știți, eu nu sunt super, super fan al cărților distopice, însă asta sună foarte bine, așa că vreau foarte mult să citesc. Din câte știu, deocamdată cartea nu a apărut în România și nu știu dacă o să apară la ce editură. I'm sorry. Litera C nu este o surpriză pentru nimeni, în sensul că am ales-o pe Suzanne Collins cu ale ei Jocurile Foamei. Este clar una dintre cărțile și seriile mele preferate din toate timpurile. Este o carte absolut genială pe care am citit-o integral, toată seria, în 4 sau 5 zile, ceva de genul. Mi-a plăcut la nebunie, filmele mi-au plăcut la nebunie, așa că dacă nu ați citit-o până acum, trebuie neapărat să mergeți să o citiți. Seria asta a apărut la editura Nemira. La litera D am ales un autor care a început să-mi placă foarte mult în ultima vreme, deși se adresează mai mult copiilor mai mici, în sensul că vreau foarte mult să mai citesc o carte de Roald Dahl. Am văzut că este foarte, foarte popular printre copii, dar mi se pare că are un stil care se potrivește și celor mai mari. El a scris, de exemplu, Charlie și fabrica de ciocolată, dar și Matilda și multe, multe alte cărți foarte frumoase pentru copiii de 8, 12, 13 ani, ceva de genul. Dar, așa cum v-am zis, chiar cred că este potrivit tuturor vârstelor și este un autor pe care vreau și eu să-l citesc cât de curând. Nu știu exact câte cărți ale lui au fost traduse în română, însă știu sigur că, de exemplu, Charlie și fabrica de ciocolată a fost tradus la editura Arthur, dacă nu mă înșel. Pentru E avem un autor român de această dată și este unul dintre autorii mei preferați din toate timpurile. Este vorba de Mircea Eliade. V-am zis deja că una din cărțile mele preferate ever este romanul Adolescentului Miop, însă de data aceasta am zis să vă arăt altă carte care mie mi-a plăcut foarte mult de la el, anume Noapte de sânziene. Este o carte absolut genială care are de toate, efectiv de toate, este scrisă impecabil și vă recomand din tot sufletul dacă nu ați citit-o până acum. Întreaga serie de autor pentru Eliade a apărut la editura Humanitas. Ne întoarcem la autorii străini, de data aceasta cu un autor pe care vi l-am mai lăudat de nu știu câte ori pentru litera F. Este vorba de Jonathan Franzen. Aici este cea mai populară carte a lui, anume Corecții, dar eu de-abia aștept să iasă prin toamnă, cred, următoarea lui carte care se numește Purity, parcă, și pe care sunt foarte, foarte încântată să citesc. Este una dintre cărțile pe care vi le-am recomandat în 10 cărți de citit în 2015, al cărui link o să las mai jos. Este una din cele mai așteptate cărți pentru mine ale lui 2015, de-abia aștept să apară. Este un stil foarte mișto, este realist, adică nu vă așteptați la nimic fantasy, însă e genial din punctul meu de vedere. Pentru litera G am o autoare care m-a surprins, în sensul că nu mă așteptam absolut deloc să-mi placă volumul pe care ea l-a scris. Este vorba de Sarah Gruen, cea care a scris Apă pentru elefanți. Nu mă așteptam nici într-un milion de ani să-mi placă această carte, din simplul motiv că filmul îl are pe Robert Pattinson ca personaj principal și mie nu-mi place deloc, deloc de el. Știu că este un motiv foarte stupid și tocmai de aceea am pus mâna pe carte, care mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Parcă i-am dat 4 stele din 5 pe Goodreads sau ceva de genul ăsta, am citit-o acum vreo 2-3 ani, cred. Dar este foarte ca lumea, e vorba despre lumea circului, care este super interesantă.
Așa că dacă aveți chef de o lectură misterioasă și cu o lume de asta complet sărită de pe fix, citiți Apă pentru elefanți, pentru că este genială. Pentru litera H ne întoarcem la un autor despre care din nou v-am mai vorbit. Este autorul pe care l-am lăudat ca fiind aproape unul dintre preferații mei în 2014, în topul pe care l-am făcut pe 2014, și este vorba de Khaled Hosseini. Aceasta este cartea de vină care a prins locul 2 în topul meu, anume Splendida Cetatea celor 1000 de sori. Aceasta este copia Laurei, pe care o să o restitui cât de curând, însă este... wow, este absolut incredibilă. Este vorba despre o civilizație cu totul nouă pentru mine și poate pentru mulți dintre voi, lumea musulmană. Și este o poveste foarte puternică și foarte dramatică, din care ai foarte multe de învățat, dar care în același timp se citește extraordinar de repede. Este foarte cinematografică această carte. Văd că această carte a apărut la editura Niculescu. Nu știu ce alte cărți de el au mai fost traduse și pe la ce alte edituri, însă sunt sigură că o să găsiți și singur dacă vă interesează acest autor. Pentru litera I, din nou un autor care mie îmi place nemor, este vorba de Kazuo Ishiguro. Aici am Rămășițele zilei, însă probabil știți deja că una dintre cărțile mele preferate de la el este Să nu mă părăsești. Este un autor care scrie atât de bine, este absolut incredibil. Să nu mă părăsești este un roman distopic, dar nu în sensul foarte modern și young adult de astăzi, în sensul că nu se aseamănă cu Divergent sau cu Hunger Games sau mai știu eu ce. Este un roman distopic mai serios, cum este și 1984, de exemplu. Iar Rămășițele zilei, din contră, este situat acum câteva zeci de ani. Amândouă sunt niște cărți absolut superbe pe care vi le recomand cu tot dragul. Ishiguro este tradus la editura Polyrom. La litera J am stat un pic să mă gândesc, deoarece mi-a fost destul de greu să găsesc un autor sau o autoare pe care să o recomand sau pe care să vreau și eu să o citesc. Așa că am să vă fac o recomandare a unei cărți pe care nici eu nu am citit-o încă, dar pe care îmi doresc foarte mult să o citesc. Este vorba de Incredibilul pelerinaj al lui Harold Fry, de Rachel Joyce. Este o carte pe care vreau să o citesc de vreun an, cred, și tot timpul am amânat chestia asta, nu știu exact de ce. Însă, de exemplu, știu că și Laura Câlțea a scris despre cartea asta pe blogul ei și a zis că i-a plăcut, așa că vreau neapărat să o citesc și eu cât de curând. Dacă vreți să citiți varianta în română a acestei cărți la editura Litera, go ahead! Iar pentru Kappa am din nou un autor pe care nu l-am citit, dar pe care vreau neapărat să-l citesc pentru că văd că toată lumea în jurul meu îl citește. Este o nouă nebunie cu acest autor. Este vorba de Stephen King. Vreau neapărat să-l citesc pe Stephen King pentru că nu am citit nimic de el până acum și mi se pare că este unul dintre autorii pe care trebuie să-i citești măcar ca să vezi dacă îți plac sau nu. Nu pot să zic că mă dau pe spate după genul horror, dar în ultima vreme s-a întâmplat atât de des să mă surprindă cărțile încât nu mai spun niciodată. Ne întoarcem în zona mea de confort cu litera L și de data aceasta l-am ales pe Mario Vargas Llosa. Este unul dintre autorii mei preferați. Academic vorbind, cred că romanele lui se încadrează în stilul realismului magic, ca și Murakami, probabil, dar scrie absolut bestial, are un stil foarte frumos. Îmi place că în câteva dintre romanele lui ai această înșiruire de povești care aparent nu au nicio legătură ca la final să se închege, așa cum este și aceasta, Mătușa Julia și Condeierul. Îmi plac foarte mult poveștile astea, deoarece tot timpul sunt extrem de curioasă să văd care este legătura dintre povești. O altă carte de-a lui care mi-a plăcut la nebunie este Rătăcirile fetei nesăbuite. Seria de autor Llosa a apărut la editura Humanitas. Pentru M avem proiectul meu de pe 2015, anume seria Game of Thrones, scrisă de George R.R. Martin, evident. Știu că la sfârșitul anului trecut, precum și la începutul anului acestuia, v-am zis că proiectul meu literar pe 2015 este să citesc seria Urzeala Tronurilor în întregime, sau mă rog cât a apărut până acum, și v-am spus și că mi-e foarte, foarte frică de acest lucru. Însă, pe 1 mai 2015 se va întâmpla minunea, în sensul că mă voi apuca de Game of Thrones. Nu știu exact dacă o să-mi placă, nu o să pun presiune pe mine să citesc toată seria dacă nu o să-mi placă, însă o vedea, prea toată lumea o laudă, mă gândesc că trebuie să fie ceva de capul ei. Pentru N avem un autor care a scris probabil cartea mea preferată din toate timpurile sau oricum în top 3. Este vorba de Vladimir Nabokov cu a lui Lolita. Trebuie să recunosc că nu am mai citit altceva de Nabokov până acum, deoarece vreau neapărat să le citesc în engleză.
și deși se găsesc cărțile lui în engleză și la noi, nu știu exact cu care să mă apuc. Așa că dacă voi ați mai citit altceva de Nabokov, faceți-mi și mie o recomandare, deoarece de-abia aștept să mai citesc ceva de el. Pentru cine nu a citit Lolita, vreau să vă avertizez că are un subiect oarecum șocant, însă mie mi-a plăcut atât de mult, este absolut incredibilă această carte din punctul meu de vedere și cred că toată lumea ar trebui să o citească, măcar să-și facă o părere despre ea. Pentru litera O avem din nou un clasic, este vorba de George Orwell, care evident a scris 1984 și Ferma animalelor, două cărți absolut geniale din punctul meu de vedere. Amândouă au apărut la editura Polirom. Următorul autor, cel de la litera P, este un autor pe care vreau și eu să-l citesc foarte, foarte mult în ultima vreme și pe care nu l-am citit încă. Este vorba de Terry Pratchett. Cărțile lui au apărut și în română la editura Rao, dacă nu mă înșel, și unele dintre ele și pe la alte edituri, dar nu sunt foarte sigură. Eu mă apucasem la un moment dat de Weird Sisters, parcă, de la Pratchett și știu că nu m-a dat pe spate în special. Însă mi se pare că trebuie să fii într-o anumită stare de spirit ca să citești Pratchett și foarte mulți dintre prietenii mei îl laudă foarte mult, așa că vreau să mă apuc și eu să citesc Terry Pratchett sau măcar să încerc. Pentru litera Q mi-a fost frică că nu o să găsesc un autor care să-mi placă foarte mult, însă, spre surprinderea mea, a fost mai ușor decât mă așteptam. Este vorba de Matthew Quick, cel care a scris scenariul pentru Happy End. S-ar putea să recunoașteți această carte cu numele în engleză și anume Silver Linings Playbook, pentru care a apărut și un film. Eu am citit această carte după ce am văzut filmul, ceea ce nu-mi stă în fire, însă mi-a plăcut foarte, foarte mult și filmul mi-a plăcut extraordinar de mult, dar și cartea este bestială. Vreau să mai citesc cărți de el, nu știu câte au mai fost traduse în română, aceasta este de la Polirom, însă vreau neapărat să mai pun mâna pe cărți de ale lui, măcar în engleză, dacă nu în română. Pentru litera R, o să aștept să vă gândiți voi câteva secunde pe cine aș alege. Ia, surpriză, surpriză, știu, nu vă așteptați la asta, complet șocant, știu. Singurul lucru pe care vreau să-l mai adaug la această discuție este faptul că o să las în linkul de descriere linkul de la care puteți achiziționa cărțile Harry Potter. Toată lumea mă întreabă de unde se poate cumpăra Harry Potter acum. A apărut la editura Egmont, nu știu exact dacă a cumpărat cineva de la ei, însă din altă parte nu știu de unde îl puteți găsi, I'm sorry. La litera S am ales o autoare, cred că este femeie, a unei cărți pe care eu o citesc în momentul de față și care îmi place foarte, foarte, foarte mult. Este de fapt vorba de un graphic novel, acesta este The Complete Persepolis, de Marianne Satrapi, cred. Eu am luat această carte de la noi de la biblioteca de la British, însă am văzut că se găsește și tradus în română la editura Art, dacă nu mă înșel. Este un graphic novel așa cum îmi place mie, în sensul că nu este un graphic novel fantasy, ci este un graphic novel cu o poveste serioasă. Este desenat foarte, foarte frumos, deși este foarte simplist, ceva de genul. Însă îmi place la nebunie. Este vorba despre o fetiță din lumea musulmană care începe să descopere propria lume și propria identitate, se întrebe de ce anumite lucruri se întâmplă și de ce nu. Nu știu, am citit destul de puțin din cartea asta, vreo 80-100 de pagini, însă îmi place la nebunie, vă recomand cu tot dragul. Pentru litera T avem un autor pe care mi-e super jenă că nu l-am citit și probabil o să vreți să aruncați cu roșii virtuale în mine, însă trebuie să recunosc că nu am citit încă nicio carte de Tolkien. Nu am citit Lord of the Rings, deoarece mi se recomandase să citesc mai întâi Hobbitul. M-am apucat de Hobbitul la un moment dat și m-am plictisit atât de rău, Doamne, deci nu mi s-a întâmplat, cred, să nu pot să citesc o carte așa cum mi s-a întâmplat la Hobbitul. Într-adevăr, eram și mai mică și poate nu aveam aceeași răbdare la descrieri, însă țin minte că în primele 100 de pagini din Hobbitul mi s-a părut că nu s-a întâmplat absolut nimic, așa că am lăsat o baltă. Cu toate acestea, aș vrea fie să mă reapuc de Hobbitul, fie să citesc Lord of the Rings, fie să citesc Sigmarillion, vreau să citesc ceva de la Tolkien, deoarece mi se pare unul dintre autorii pe care trebuie neapărat să-i citesc. Pentru litera U, vă spun cu mare rușine că nu am găsit pe nimeni pe care să-l recomand sau pe care să-l citesc, sau poate nu m-am gândit eu în momentul ăsta la un autor. Dacă voi aveți recomandări cu litera U, vă rog frumos să-mi spuneți și mie. Pentru V, de data aceasta este mai simplu, în sensul că l-am ales pe Kurt Vonnegut. Eu am citit de la Vonnegut doar Slaughterhouse-5, Abatorul 5,
Dacă nu mă înșel, au fost traduse la polirom cărțile lui. V-am zis, nu am citit altceva și pe acesta am citit-o în engleză, însă am înțeles că este un tip genial și că scrie foarte, foarte bine. Din Slaughterhouse 5, mie mi-a luat foarte mult să înțeleg mare lucru. Este un autor foarte ciudățel, sau cartea asta e foarte ciudată, dar dacă reușești să intri în ritmul lui și să te obișnuiești cu stilul acesta complet țărit de pe fix, cred că este absolut genial. Din nou intrăm în zona mea de confort cu litera W, anume Oscar Wilde. Știți deja că este autorul meu clasic preferat, iar acesta este The Picture of Dorian Gray. Fiind un autor clasic, sigur, sigur îl găsiți pe Wilde și în traducere. Nu știu exact la ce editură, dar cred că deja mult îl traduc. Pentru X, din nou, nu am găsit nimic. Dacă voi aveți idei sau recomandări, vă rog frumos să-mi spuneți și mie. Pentru litera Y vreau să vă vorbesc despre un autor care a scris o carte pe care eu vreau să o citesc, dar nu am citit-o încă. Este vorba de Rick Yancey, cel care a scris The Fifth Wave. Dacă nu mă înșel, cartea a fost lansată foarte recent și la noi la editura Arthur, mă rog, unul dintre imprinturile astea. Este o carte distopică. Cu cât fac mai multe videoclipuri pe YouTube, încep să-mi dau seama că de fapt nu-mi displac cărțile distopice, nu știu de ce tot zic chestia asta. Însă asta este o carte pe care vreau să o încerc. Nu știu, simt că vreau să citesc mai multe cărți distopice, deși nu am găsit foarte multe care să mă dea pe spate până acum. Dar dat fiind că toată lumea le citește, bănuiesc că, nu știu, poate nu sunt chiar atât de rele. Așa că vreau să ies din zona mea de confort să citesc mai multe romane distopice. Din nou, acesta sună foarte bine, așa că sper să-mi placă. La un moment dat o să mă apuc de ea, deoarece este destul de mare. Însă o să vă spun cu siguranță ce părere am avut despre ea. Și încheiem acest tag în mod glorios, în sensul că pentru litera Z, ultima literă alfabetului, l-am ales evident pe Margot Zusak, cel care a scris Hoțul de cărți. Hoțul de cărți a apărut și la noi la editura Rao, a apărut și film deja. Nu știu câți dintre voi încă nu ați citit Hoțul de cărți, dar vă recomand din tot sufletul să o faceți. Este o carte absolut excepțională, este genială din punctul meu de vedere. Se citește repede, deși este destul de groasă și are o poveste atât de frumoasă, scrisă atât de bine. Wow! Deci, dacă nu ați citit încă, duceți-vă neapărat să o faceți. Asta a fost tot pentru tagul de astăzi, sper că v-a plăcut. Vă rog frumos să-mi spuneți ce recomandări de cărți aveți voi pentru mine sau între voi și mai ales să-mi spuneți și dacă ați citit vreo una dintre aceste cărți, deoarece sunt foarte curioasă să-mi spuneți ce părere ați avut. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un thumbs up și nu uitați de asemenea să apăsați și butonul roșu, butonul de subscribe de mai jos, ca să puteți fi la curent cu toate videoclipurile pe care eu le voi mai face. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou videoclip și până atunci sper să citiți cât mai multe lucruri absolut minunate. Bye!